persoană care a intrat la orele 9 în oficiu, nu-l cunoaștem, e probabil el a venit în Lombard, deoarece suntem într-o încăpere. Încă de ridicatoare acolo face curat, ea s-a deplasat în altă cameră, el a intrat în oficiu, a furat două telefoane mobile. Contul prejudiciului este în jur la 2000 de lei.